După mulți ani de război și niciun învingător concret, spartanii și perșii au hotărât să distrugă Atena odată pentru totdeauna, dar nu puteau să îndeplinească acest lucru până când nu aveau să-i zdrobească pe atenieni în domeniul lor cel mai înalt, pe mare. Sunt imperator și o să vi-l prezint astăzi pe eroul spartan Lysandros, pe fiul regelui perșilor Cyrus cel tânăr și ultimele încercări ale atenienilor de a-i învinge pe spartani în bătălia de la Aigos Potamos. În anul 407 înainte de Hristos au apărut pe scena războiului două personaje care aveau să schimbe cursul său. Primul este Lysandros, generalul spartan care a reformat și a întărit flota Spartei, iar al doilea este Cyrus, fiul regelui Persiei. Persanii doreau inițial ca războiul să continue cât se poate de mult, astfel încât ambele tabere să fie slăbite și apoi Persia să cucerească Grecia, numai că prințul Cyrus s-a înțeles de minune cu Lysandros și, descoperind că au multe în comun, a început să simpatizeze cauza spartană și s-a îngrijit ca Sparta să câștige războiul cu orice preț. A venit anul 406 înainte de Hristos cu o surpriză. Alcibiade și-a abandonat poziția de amiral al Atenei și comanda flotei a fost preluată de Antiohos, cârmaciul lui Alcibiade. Antiohos, aflând că Lysandros era localizat la mică distanță cu flota spartană, a încercat să prindă o parte a flotei lui Lysandros într-o ambuscadă, dar s-a dovedit a fi mai bun cârmaci decât comandant și pierde 22 de vase. Lysandros este pus temporar pe banca de rezerve înapoi în Sparta și Calicratidas este numit în fruntea flotei spartane, iar Conon preia comanda flotei Atenei de la Samos și abia dacă reușește să strângă suficienți oameni pentru a umple 70 de nave din 100 câte avea. Aflând că navarhul Calicratidas se apropia de el, Conon alege să se retragă spre insula Lesbos, unde la Mitilene evită flota spartană, dar pierde 30 de nave și abia dacă reușește să trimită un mesager înapoi la Atena. Atenienii, aflând de această situație oribilă, au topit statuile de aur ale zeiței Nike pentru a avea fonduri să ridice o flotă și numai decât o flotă de peste 100 de nave se afla în portul Atenei și pleca spre Samos, unde și-a primit aliații și abia apoi pleacă spre insulele Arginuse, în apropiere de Lesbos. Atenienii și-au făcut tabăra pe acele insule, iar Calicratidas a dorit să-i atace noaptea, însă o furtună l-a oprit. Iar a doua zi, atenienii au fost alertați și bătălia de la Arginuse a început. Numerele erau 155 de nave de partea Atenei și 120 de partea Spartei, deoarece spartanii au lăsat un grup de 50 de nave ca să îl păzească pe Conon în Mitilene. Atenienii au profitat de numerele lor și au dezvoltat o tactică nemai văzută în toată Elada și au dispus navele în două linii, astfel încât spartanii să nu treacă de primul rând de nave și apoi să înceapă atacuri din laterală. Întotdeauna o navă ateniană din rezervă avea să împiedice acest lucru. Spartanii și-au împărțit flota în două ca să nu fie încercuiți, dar când s-a ajuns la bătălie, atenienii și-au extins un pic aripa stângă pentru a-i încercui pe spartani și pentru a profita de numerele lor mai mari. În această manevră, navarhul, adică amiralul spartan,
a încercat să riposteze, dar a fost omorât în timp ce încerca să lovească o navă inamică. Aripa dreaptă spartană, văzând pierderea bruscă a generalului, pleacă și flancul stâng spartan mai ține linia cât o mai ține, dar la final pleacă și aripa stângă. 25 de nave au pierdut atenienii, iar spartanii 70. Însă acum, cei 8 comandanți trebuiau să se pună de acord pe următorul plan de acțiune. Ori să plece spre Mitilene pentru a-i zdrobi pe cei care îl țineau pe Conon prins, ori să-i salveze din apă pe marinarii celor 25 de nave scufundate. Atenienii au lăsat câteva nave ca să-i salveze, dar restul flotei a plecat spre Mitilene. Însă din cauza furtunii, ambele operațiuni au eșuat, iar spartanii au reușit să fugă. Deși reacția a fost pozitivă la început în Atena, apoi s-a aflat de eșecul salvării marinarilor și generalii au fost chemați la proces, dar doar 6 din 8 s-au prezentat, 2 au fugit. Din cauza presiunii familiilor celor pierduți și din cauza unui proces la care a fost și filozoful Socrate, cei 6 generali, inclusiv Pericle cel tânăr, au fost executați, o condamnare pe care atenienii au regretat-o mai târziu, fiindcă acum nu mai aveau cadre militare competente și urmează cele două dezastre finale. În Sparta, cetățenii au fost furioși și comanda flotei a fost dată din nou lui Lisandros, care s-a pus din nou pe refăuritul flotei spartane și când a refăcut-o, s-a dus către Hellespont pentru a răscumpăra dezastrul de la Cizicus. Dar nu putea să facă asta prin rută directă, deoarece flota lui Conon încă mai era un pericol, așa că Lisandros atacă mai multe insule din Marea Egee și chiar acostează în Atica. Amiralul Conon mușcă momeala și se îndreaptă spre Lisandros, dar spartanul pleacă spre Hellespont și își face o bază la Abydos, de unde lansează un atac fulgerător și cucerește orașul strategic Lampsacus, punând în pericol economia ateniană din nou. În 405 înainte de Hristos ajunge și Conon în acea zonă pentru a-l opri pe Lisandros. La Sestos, atenienii și-au făcut o bază și de acolo în fiecare dimineață își scoteau flota și se opreau în fața orașului Lampsacus pentru a-i provoca pe spartani, dar Lisandros nici măcar nu răspundea. Iar în a cincea zi a avut loc bătălia. Două relatări ale primei faze există. Prima este cea lui Diodorus din Sicilia, iar a doua este cea lui Xenofon. Diodorus ne spune că unul dintre comandanții atenieni a luat cu el 30 de nave pentru a-i atrage pe spartani, dar spartanii au atacat fulgerător, au anihilat acea mică secțiune, iar marinarii atenieni rămași pe mal au fost luați prin surprindere. Însă eu am să merg pe varianta lui Xenofon, deoarece el era contemporan cu evenimentele și mai mult de atât, el era atenian, iar dacă ai fi atenian povestind despre un dezastru al nației tale, l-ai face cât mai eroic posibil, numai că istoricul descrie o greșeală tactică esențială și un mod rușinos de a pierde. Întreaga flotă iar a plecat către Lampsacus pentru a-i provoca la luptă, însă Lisandros nici nu se clintea din port și, ca de obicei, atenienii se întorc în tabără, iar marinarii pleacă în zona apropiată ca să-și caute provizii. În acel moment de neatenție a atenienilor, Lisandros lansează un atac total și îi ia prin surprindere pe marinarii care păzeau navele. Dintr-o singură mișcare, Lisandros capturase aproape întreaga flotă ateniană și doar Conon a reușit să scape alături de câteva vase. Iar când marinarii s-au întors de la adunat de provizii, spartanii le-au făcut o primire plină de căldură. Astfel, 3.000 de prizonieri atenieni au ajuns la mila spartanilor, iar Atena pierduse 160 de nave din 180. După eveniment,
toți prizonierii atenieni au fost executați, în timp ce alți greci au fost lăsați să trăiască, iar generalul atenian eliberat a fost suspectat de trădare, evident, la Atena. Văzând ocazia inedită, Lisandros atacă insula Samos, veșnic loială guvernului democratic de la Atena, dar își dă seama că asediul ar dura mult prea mult ca să mai ajungă și la Atena după în timp util, așa că lasă o mică forță de asediu și pleacă spre Atena, cucerind orașele rămase loiale Atenei din Marea Egee. Cu ruta de aprovizionare tăiată de fortul Decelea pe plan terestru și cu Helespondul pierdut, atenienii nu mai puteau importa nici măcar grâu din bazinul Mării Negre, iar foamea amenința Atena. Însă despre căderea Atenei o să vorbim în episodul următor. Dacă v-a plăcut acest documentar, lăsați un like, lăsați un comentariu, abonați-vă la canal, distribuiți acest videoclip, dar nu uitați, distribuirea m-ar ajuta cel mai mult astfel încât legiunile Imperatului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multă lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!